Hei, salut! De ce cu păturică pe mine? Pentru că e frig și n-am bani. Bine ai venit la Amostare! Eu sunt sărac, iar astăzi vorbim despre filme. Cu un om pe care nu-l cunoașteți. Mulțumim partenerilor de la soundcreation.ro, unde dacă intrați puteți cumpăra căști cu reducere de 10% dacă folosiți codul STARE10, iar la monitoarele Presonus, dacă folosiți codul STARE15, aveți 15% reducere la acele monitoare. Deci nu mai ezita, cumpără-i lumăta ceva frumos de Crăciun. Hei, salut! Hei! Și bine ați venit la încă un delir numit Amostare. Asta era un delir, da. Este un fever dream. Cu muzica aceasta. Bine v-am găsit la acest episod. Eu sunt, ca întotdeauna, Baceaua Vasile Daniel, alături de gazda mea eternă, Paul Socol. Și avem un om lângă noi, dar nu e invitat. L-am găsit pe stradă. Așa este. Am zis să completăm trifecta de bărbi. Poți să râzi și microfon. Nu știu cum îl cheamă, Paul, zine cine e. E unul dintre bulangia care ne scrie tot timpul comenturi de căcat pe YouTube. Asta se întâmplă, dragi prieteni, dacă veniți și ne sabotați. Nu, vezi cum zici chestia asta. Se apucă oamenii să scrie mizerii în comentarii. Că am auzit că îi cheamă după aia. Deci, Bogdan, nu? Bogdan, da. Da, dar lumea zice Sorle. Bogdan. Așa zice lumea? Da. E ca și Socol. E ca da. Și Bacea. Exact. E ca și Bacea. Ca și Bacea, ca și Socol. Wow. Sorle. Și cine ești? Well. Dacă te întreabă cineva cine ești tu, ce zici? Un individ, average, probabil. Că, da. Așa e mai bine pentru toată lumea. Simt cum mă ia cu depresie. Un individ average? Da. Așa te recomanzi? Păi, da, fiecare facem ceva, dar păi poate da, nu e mare cineva, diferență. Și ce faci tu, Bogdan? Cu ce, okay. Cu ce te ocupi tu, Bogdan? Bă, da, eu sunt programator, de fapt. Aha. Așa. Surpriză. Ați luat un tip random de pe stradă și programator. Aha. În Cluj. În Cluj. Da. Da. Doar că nu sunt programator în Cluj. Aha. Deci, aha. Da. Diaspora. Diaspora, da. Așa. Diaspora. Momentan locuiesc și lucrez în Copenhaga. Uh-huh. Și, mă rog, printre altele... Scump. Așa, și printre altele am mai încercat să pivotez un pic, să fac și niște film sau să învăț despre film la Babeș, la teatru și film, documentary filmmaking. Acum mă prind, mă, că noi vorbim despre filme și Bogdan... Da, mă! Zici că-i gândită, coie. Bă, destinul e ceva... Am avut un an oribil, dar seara asta... ok, da... Bun. Și cum ajunge cineva de la film la... Amostare. La Amostare. Păi știi cum e, când nu faci film, ajungi la Amostare sau... Da, da, da. Da, de film sau, sau de... Da. Important da. E să nu ai succes. Da, exact. Da. Când încă n-ai debutat. Să ajungi sau... la un podcast care e celebru, gen. Da, da, da. Cred că suntem al treilea podcast din Cluj. Și cred că sunt trei. În timp sau după numărul de followers? Nu aș vrea să discutăm. Da. Pentru că vreau să-ți mărturisesc ceva când a fost ziua mea, mulțumesc. Și avem o comunitate pe un grup pe Facebook și am zis că aia îmi doresc. Ca oamenii din grupul respectiv să dea un share, că sunt aproape 500 de oameni. Este și Bogdan în grupul ăla. Deci și n-a dat share în pula mea. Nu, n-a dat. Din 500 de oameni au dat share 10, bă. Oricum, apropo, dacă vreți să intrați pe grupul ăla, e ceva extra. Nu se întâmplă nimic, azi cam 5 like-uri. Cele mai multe like-uri au primit niște poze blurry cu mine și Bacea dansând în hard. Da.
simulând un vals pe muzică tristă. Da, alea are cele mai multe like-uri. Nu link-uri, nu întrebări, nu chestii importante. Nu. Doar o singură dată am fost întrebat în perioada în care am avut concediu. Niște podcast ne mai dați, atâta a fost una dintre interacțiunile oamenilor din grup. Nu postează nimic. Nu, numai eu cu Socol ne postăm. Am putea, în loc să ne trimitem reciproc, ne-a făcut un grup. Bun, hai să vorbim despre filme, că deviem și... Păi da, da. Nu, stai că l-am întrebat. Nu, n-am răspuns la cum ajunge cineva de la teatru, film, la whatever you're doing. Am uitat să văd dacă am pornit... Sau Recu. Invers. Da, l-ai pornit, e ok. Am mai pățit. Invers. Că teatru, film s-a întâmplat după. Ah. Deci am fost unul dintre masochiști, poate, sau nu știu. Adică... Nu-ți plac banii? Da. Ah, deci tu ai început chestia asta și ai făcut în Cluj? Da, deci eu sunt de meserie inginer, computer scientist, mă rog, am absolvit Poli, UTCN-ul aici la Cluj. Da. Și după aia m-am dus la master în străinătate, în Danemarca. Continua să profesez și pentru că totul e super, adică nu neapărat super plictisitor, dar la un moment dat... mai vrei și altceva sau poate dorești să te întorci la ce ai fi vrut să faci, dar ai făcut rupere de cod pe genunchi, pe tastatură, că a fost mai ok, știi? Că... De vări fură foarte mult cod ca să-mi iau hate. Tot, e ca la muzică, tot ce se putea compune s-a compus deja, tot ce se putea coda s-a codat deja, doar se fură și se optimizează. Da, da. Și, na, pentru că printre altele e așa de plictisitor, am decis să mai revin și la lucruri mai umane, mai umaniste, mai... Pentru că, mă rog, simțeam și chestia asta că e prea, nu știu, prea blocat în niște gândiri, nu neapărat eu, dar în general ecosistemul de ingineri foarte blocat în niște gândiri foarte nu riguroase, cât foarte specifice, rigide. Da. Așa trebuie să fie, adică când mă gândesc la inginer, mă gândesc la poduri. Podul okay, să fie rezistent și rigid. Da, dar problema e că dincolo de asta... Bravo. Da. Dincolo de asta, genul ăla de... Nimeni ce buton. Genul ăla de gândire cumva trece și dincolo de strict profesional și nu ajută prea mult. Sau simți că nu mai ai cu cine să schimbi idei dincolo de strict interesele alea foarte specifice pe care le au genul ăsta de oameni. Da. Deci, adică te chemau oamenii la bere și tu ziceai nu? Nu, dar cum să zic, vorba aia, sunt doar un anumit număr de board game-uri care te pot interesa până să te plictisești. Nu știu, exagerez acum, dar... Bine, nu e bun exemplu ăsta la Bacea, având în vedere că joacă același board game-uri. Și am un dulap întreg. Un dulap întreg. Abia l-ai scos de la Dungeons & Dragons sau ceva. Da. Da. Nu, asta, din nou, un exemplu exagerat, dar în general mai sunt și în general și tot felul de ingineri încep să aibă și alte pasiuni pe lângă ce fac ei în viața profesională. Okay. Și printre altele, să zicem, așa, ținându-o foarte simplu, mi-am căutat una dintre pasiunile mai vechi sau interesele sau mai degrabă curiozitățile decât altceva. Adică eram curios de film, nu știam exact ce să fac... Am văzut că inițial, de fapt, am vrut să mă duc la licență, pentru că credeam că nu am, neprofesând, neînvățând în domeniu, nu am ce-mi trebuie ca să pot să mă duc la master, deși eu terminasem un master în inginerie software, în producție de sau proiectare de chipuri de calculator. Foarte specific. Da, foarte specific. Da. Și de acolo duci la film. Da, și inițial am crezut că nu am ce-mi trebuie ca să pot să mă duc la un master sau așa, deși, și am zis că mă duc la licență și m-am dus la licență, m-am apucat să învăț toată bibliografia aia de licență, bine, nu pot să zic că am învățat-o din scoarță, dar oricum, și să-mi fac portofoliu și de-alea, m-am dus la examen și comisia mi-a zis, hai totuși la master, că, și m-am dus la masterul de film documentar, deși eu aș fi vrut să fac ficțiune, dar... Nu contează neapărat, pentru că pierdeam timp oricum pe licență sau că îl pierd pe masterul ăsta, chiar dacă nu e pe ficțiune, cumva ca și timp ar fi fost ok și n-ar fi fost neapărat foarte greu să treci
de la una la alta, de la non-ficțiune la ficțiune. Cred că l-am pierdut pe Bacea undeva. Da. Stăteam să mă gândesc că exact la fel am făcut și eu. Da? Ce interesant. Numai că invers. Da. Că eu am vrut să vin la Cluj să fac regie de teatru. Ha. Și m-am dat la publicitate. Știai asta? Nu știam asta. Să faci regie de teatru. Parcă cu alți ori te uiți la el acum. De-aia mi-am pus și pălăria asta. Da. Care e căciulă? Iertați-mă. Da. Nu. Dar... Dar mi-am dat seama că nu se câștigă foarte bine din industria. Că am terminat liceul de informatică. Mm. Și am zis că nu vreau să fiu developer. Bă, ce bine cu voi ăștia care faceți tot felul de alte mizerii și vă plictisiți de viața. Zice, bă, ce-ar fi să încerc o artă? Ce căcat, cât de greu poate să fie? Așa este. Da, nu? Da. 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 Uite, arta podcastului. Da. Da. O facem cu dacă succes. Vă place cadrul ăsta, să știți că este făcut de Bacea. Da, e... Pentru că de tura asta suntem numai noi doi. Da. Eu cred că ăsta e sfârșitul nostru oricum. Adică o să ajungem tot așa, e numai noi doi care suntem... Și mă aștept că o să fie două view-uri sau ceva la video ăsta. Da, da. O să fie cu un webcam în parc. Cu un webcam, așa, doi bătrâni. Bună! Hei, salut! Dar la ce am fugit de la facultate de info, că n-am mai vrut, și am venit la Cluj în ideea în care aș vrea să fac regie de teatru și am zis că nu o să fac bani de acolo și m-am dus la publicitate și advertising. Deci stai, ai fost și la facultate de info? N-am dat, da. Și pe urmă n-am terminat nicio facultate și m-am angajat în IT. Înapoi, dar nu developer. Recomand. Blană, blană. Bun. N-am vorbit deloc de filme. Păi... A, intro? Da, uite, trecut 10 minute, ce ai vrea să... Zi mă ce filme îți plac! Zi ce filme ai făcut, o să punem un link. Da. Ce filme ai făcut? Ce te recomand? Da, ai fost la TIFF cu filmele tale. O fost la TIFF, dar nu fost la... O fost... Da, da, a fost la TIFF. La câte ediții la TIFF ai fost? Multe. Cu mine însumi. Da, adică ai lucrat la TIFF. Am fost și pe la TIFF prin crew, dar nu mai știu, la mai multe ediții, vreo 4-5 acum cu pandemia oricum s-o... am pierdut numărătoarea. Și... Minus 3. Minus 1. Să țină și în pandemie. Da, am avut și în pandemie o ediție de TIFF. Da, da. Dubioasă, dar a existat. Da. Da, dar mi se pare interesant la TIFF că ei încearcă să facă paleta aia de filme astfel încât să placă la toată lumea și mi se pare că filmele la care sunt Piața Unirii sunt absolut rele toate. Așa brusc! Alese să umple Piața Unirii sau mă rog, rele să toate, încerce să umple. Eu am văzut în Piața Unirii niște filme care mi se păreau extrem de dificile de vizionat în aer liber în Piața Unirii mai degrabă. De fapt, am văzut două filme bune în Piața Unirii. Nu știu dacă neapărat rău sau bun, ci un film greu de aer liber. Cu plâns și din alea și drame. Da, cu sex. Cu sex, e mai panou. Da, cu copii la gardă. Când stau copii. Uite-te, Mariană, că așa fain e filmul ăsta, n-am avut bani de bilet. Ni, fofoloncă. Plângătoare. Mulțumim, domn primar. Nu știu că... Pentru asta am dat bani să văd nuditate în centru. Unde-i cultura, prea domnule? Prea multe înjurături în Mirciulică ăla. Eu am auzit că s-a... Ce? S-au supărat unii oameni că se înjură în filmul Mirciulică, ceea ce mi se pare o chestie chiar mișto, că nu mă așteptam să se înjure în filmul Mirciulică. Ți se pare mișto? Da, că e neașteptat. Nu știu, mai ales că e totul foarte curat la clipurile lui Bravo în general. Da. Mă așteptam să fie un pisici mătii în filme, nu să înjure, să zică cuvântul pula, știi? De mai multe ori. De mai multe ori din gura lui Mircea. Da. Profanare. Da, dar totuși ce face el de obicei și ăsta... chestii diferite, domenii diferite. A fost explicația asta și la... și la premieră, când au fost discuțiile după. Da. Și au zis, într-adevăr, a zis și bunica. A zis bunica că
Nu țărca mult, să-mi jură. Nu i-a plăcut. Cum? Nu i-a plăcut că... Nu, nu a zis că nu i-a plăcut. Chiar din potrivă, nu. Lua cumva apărarea. Ceea ce era dubios. Nu e neapărat dubios, știi cum e. Numai că așa se vorbește, noi, eu nu înțeleg chestia asta cu limbajul licențios. Pentru că la noi încă e stigma aia că dacă vorbești urât și, mă rog, urât, da, faci parte din exact încadrarea ca și cu oamenii cu tatuaje sau oamenii cu cercei, stereotipia de ampulea. Și... Da. Suntem încă o societate foarte, foarte pudică, pudibondă. Dar nu cred că e numai la noi. Vi se pare că în alte contexte se întâmplă chestia asta? Nu știu, că la americani, television, la americani în continuare nu pot să înjur la televizor. Mă, cred că au voie fac la televizor. N-au. Și cred că la PG-13-uri au voie un singur fac parcă per film. Ceea ce mi se pare weird. Că tu ca și scenarist trebuie să stai să te gândești unde îl pui. Dar pe de altă parte, nici la noi nu se înjură la televizor. Dar la american se jură în filme. În jură în filme. Da, deci la american se jură în filme, da, în toate filmele. Da. Și nu plânge nimeni sau, mă rog, aproape nimeni. Pentru că deja și la ei cuvântul fac e atât de mult uzitat încât chiar nu mai are niciun fel de forță. Mm. Și cred pe asta, adică nu e o chestie pe care să zic hai să încurajăm să înjurăm mai mult. Dar e o chestie în care n-ar mai trebui să ne fie rușin de genul de cuvint. Tot timpul am avut impresia că e, cu cât îl folosești mai des, cu atât își pierde din intensitatea. Adică nu mai merge nimeni pe stradă și aude un random pula și toți ce a zis? Se închid obloanele. Se liberează străzile. E un tufiș care merge. Cred că are foarte mare legătură sau se corelează foarte mult cu modul cum publicul percepe doar anumite tipuri de artă ca fiind bună, ideea asta de elitism și așa. Și practic, cred că în general, cam cine vede arta doar printr-o anumită prismă de genul, o să aibă o problemă cu un film ca în cazul ăsta în care se înjură. Și asta merg mână-mână. Diana, că e chestia de elitism oamenilor care merg la teatru sau la operă, în continuare se consideră superior dacă se duc la... Da. Se îmbracă frumos că se duc la teatru și vor ceva cultural. Da, nu, domne, vor ceva nu care să-i deranjeze. La teatru. Nu vor manele, nu vor înjurături, nu vor sexualitate, nu vor violență. Ceva frumos. Ce-a dă-mi cult. Pula mea un Shakespeare. Asta e un sindrom de periferie, cred că. Pentru că am fost tot timpul la periferia Europei și a lumii... Ah, ok. Am crezut că... Vorba de Cluj. N-am fost niciodată acolo și cumva am ajuns acolo mult mai târziu față de restul lumii și acum ne dăm în petic, știi, crezând că așa trebuie, pe când lumea și-a cam dat seama că totuși e ridicol să fii atât de strict. Bă, da, și mai ales că cel puțin în cinematografia românească se înjură în draci. Adică toate filmele astea care sunt super celebre, apreciate și iubite de români, se înjură violență gravă. Da, în fiecare film este cel puțin un viol. Două palme din alea de pe tine te doare acasă. La Pintilie este cel puțin un viol. De obicei, Maia Morgăș este violată într-un film. Asta se întâmplă. Sau luată la palme, tot ea. Păi cum e în balanța, men, de îi dă bucata aia lui Magda Catone de... Da. Da, aia e una din cele mai iubite scene de români în cinema. Serios! De bâdă-sume. Serios! Pe bune? Da, lumea adoră scena aia când vine și o pocnește pe aia, nu? Am zicea interviu cu băiatul Magda Catone, care e și el actor de teatru și eu zic că el nu poate să uite la treaba. Nu poate să vadă pe maică s-a plesnit într-un film? Apoi aia nu a fost palmă, man. Aia a fost ura acolo. Ceva au făcut. Ceva. Cum zic românii. Au fi făcut ceva. L-au fi înjurat pe domnul... Pe domnul doctor. Era camera pornită și nu a rămas scena. A folosit-o. Eu am văzut un documentar despre balanța și despre Pintilie. L-a făcut cineva, nu mai știu exact cine. Cred că ți-am trimis ție link-ul, că e pe YouTube. Aveți să știți? Găsește pe YouTube. Când Da. Nu era vorba că l-a găsit pe stradă. Ok. Ai stricat gluma. Da, ne pare rău. Ținut minte cine. Acum 5 minute mi-a venit linkul. Trecut
făcut 19. Dar... Și era scena aia celebră cu Maya Morgenstern care ajunge la poliție pentru că a fost violată și depune plângere și polițaii o abuzează tot pe ea. Și scena aia super celebră când pun furtunul de apă pe ea. Da. Și în documentarul ăsta erau secvențe cu pintilie care ținea el furtunul și tot urla la Maya Morgenstern. Întoarce-te! Și cu fața! Și cu fața! Stădea cu furtunul pe ea. Păi, method acting? Sau? Da, method da. Acting. Cu forța. Da. Abuse acting. Da, 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 abuse acting. Da, și chestia aia cu... Cum a luat palma aia. Da. Artă, domne. Și mi se pare atât de stupid. Sau cum a fost Leonardo DiCaprio în Django, de a da cu mâna în scurmierea aia, s-a tăiat și a continuat să filmeze, domne, de votament. Te-mi pula mea și puneți un pansament în coaie. Probabil îi plăti destul de bine și pentru chestia aia, deci, na. Nu știu. Și scena aia e blană. Și cu tot cu tăiatul. Deci... Da, că beau mânjește pe săracă, a pus sânge pe față, păi, pe doamna Washington, dacă nu mă înșel. Da. Ce părere ai de filmul Home Alone 1? Nu, că sunt 5 și le iau pe rând. Sunt 5? Le-am văzut pe toate. Sunt 5? Da. 1, 2 cu Macaulay Culkin. Da. Care sunt clasice, eterne. Da. Te iubim. Așa. Te așteptăm în podcast oricând. Da. E 1 al 3-lea cu ceva prunc. Cu ceva prunc, cu un microchip într-o mașină. Ha? Niște hoți și primește o mașinuță. Partea 4-a e... aceeași familie, nu, același nume de familie, McAllister și alt Kevin. Okay. Și pe toți îi cheamă la fel și pe frate sunt mai mare îl cheamă Buzz, deci au fost mega inspirați în pula mea. Așa. Deja și... la momentul ăla cred că era pe droguri săracul. Și dar... el părinții lui certați și el are altă gagică care e super bogătană și merge și petrece Crăciunul cu aia și ea vor să-i mincea oameni să-i jefuiască. Rău. Deci toate sunt cu jefuit. Da. Dar de ce nu a putut să facă unul? Și care ultimul nu-i... care a ieșit acum. Acum? În 2022-2021. Aha. E atât de rău, man. E un copil care se duce la un open house, că e o familie care nu mai are bani. Spoiler alert, nici nu vă uitați, că e un căcat, m-am enervat de numai. Copilul ăla e just mean. Da. Se duce la un open house cu măsa, la niște oameni care trebuie să-și vândă casa de nevoie, că sunt săraci. Și găsește o păpușă de porțelan care are capul întors și o fură. Ce? Și ăștia da seama că pot să ia pe păpușa aia $200,000. Aha. Și în loc să meargă să-i zică la copil, coaie, dă-mi păpușa. Aha. Încearcă să facă tot felul de chestii ca să intre în casă să fure păpușa care este a lor. Deci o chestie pe care o rezolvau în 15 secunde printr-un dialog de... Să știți că copilul nostru ne-a furat păpucea. Dar cine dracu se mai uită la asta? Că adică, na, eu mă gândesc că deja la momentul 5 sau 4, deja e camp, nu mai film pe bune. Deja e camp. Camp e un stil, un gen de film care fie nu se ia în serios asumat. Ah, nu, nu, nu. Fie... Ăla e, de exemplu, am observat... Eșuează, dar devine cult. La serial. Aia am văzut. Ca și că... Cocaine Bear, care de-abia aștept. Nu știu ce e Cocaine Bear. Ei... după o poveste reală cu un urs care intră în ceva casă și dă peste cocaină și o mănâncă și... Artă! Da. Ceva la ce m-aș uita. Da. Eu aștept să apară în cinematograf, nu știu dacă îl difuzează. Florin Piersic, dacă... Nu personal, nu Florin, cinematograful. Personal! Că știu că dați bune filme la Florin Piersic. Care e limita de timp la un video pe YouTube? Că dacă îl chemați pe el la un podcast, s-ar putea să sară... O să fie mai rău ca atunci când a fost Bob. O să murim aici, să fim în descompunere și o să strige la noi Florin Piersic că de ce nu suntem atenți. Și o târnă așa de grindă. Băi, hai să facem un debate acum. The best Christmas movie. Care ar fi? Pentru mine este Elf. Lupta era între Die Hard și Home Alone. Tot timpul a fost Die Hard și Home Alone. Nu, că Die Hard a fost de anul nou. Că, nu, ba da. Nu, în România e de Crăciun. Păi nu, păi și, dar filmul e că el vrea să ajungă acasă la familie de Crăciun. Nakatomi Plaza.
Acasă, familie, la care mi-i place. Aia e partea a doua, Die Hard 2 ăla. Dar nu, mă, în 1 el vrea să ajungă acasă, la familie. Și în 6? Stai. Deci tot timpul conflictul a fost ăsta. Home Alone 1 versus Die Hard 1. Oricând Home Alone 1. Pentru mine, că râd foarte bine. Ai zis Elf. Păi i-a zis între astea două. Pentru mine filmul clasic de Crăciun e Elf cu Will Ferrell și făcut de John Favreau. Da? Da. Oh. Nu știi cine e așa? Nu. No. Omul care a făcut Mandalorian, de exemplu. Wow. Mm. Da. Și Iron Man-urile. Da, da. Deci nimic din ce am văzut eu. Chiar tu te uiți la filme de artă. Da. Iron Man fiind... artă. Marvel. Nu, păi ai zis că nu te uiți. Da, nu mă uit, nu mă uit, da. Home Alone sau, sau Die Hard? Păi de Crăciun musai că Home Alone, că na. Nu. Die Hard. Nu-i foarte în atmosferă, așa, nu știu. Și înjură mult. Da, se înjură destul de mult. Da. E mult mai fain să-l vezi pe Danny DeVito torturat. E Joe Pesci. Nu se poate zice că am fost rasist sau ceva. Sau... De ce să fii rasist? Pe asta, că e doar am confundat doi actori care amândoi sunt mai micuți de înălțime. Da. Nu pot să fiu piticofil sau... Aici ai fost decât cu termenul ăsta. Pentru că nu cred că le plac cu oamenilor de o anumită înălțime să le spui cu... Pe eu încercam să zic ce am eu, nu... Am înțeles. Nu, și ție că-ți, tu ești pe Die Hard atunci... Eu le urăsc pe ambele, în mod de gând. Dacă ar fi să te uiți. Dacă ar fi să mă uit, m-aș uita la Die Hard, da, sincer, pentru că omul ăla te-ai plictisit de el. Da, m-am plictisit de el. Bine, și Die Hard. Și în bătaie, care televiziune prinde în România, da, de da, Home Alone. Da. Și nu știu câte vreme a fost ProTV-ul și acum câțiva ani a fost pe Antena 1 și tot era. Articole scrise. Gata, nu mă mai uit. Nu mă mai uit, că îmi bag picioare. Gata. O strica Crăciunul. A ajuns la Antena 1, e automat fake news. Da. Nemții au altceva, nu mai știu cum îi zice. Știu că am prins o Crăciun în Germania și se uită. El alt negru, cum îi zice. E ceva cu o contesă care rămâne sau ăla e de Revelion? Nu, e cu cea Sisi. Nu știu. În Danemarca la ce te uiți de Crăciun? Nu mă uit de Crăciun. Încerc să nu fiu în Danemarca de Crăciun. Da. Dar din ce înțeleg, și la ei a fost o chestie cu ăsta, Home Alone, ca și film de Crăciun. Kevin Anaitzohauser. Păi, da, deja e cult clasic filmul, adică da, tot timpul asocia cu Crăciunul, cum i-a asociat și Coca-Cola. Unfortunately, da. Abused classic, nu știu dacă chiar cult. Cool. Adică americanii cult, nu se uită, da, la aia, americanii, da, se uită la ăla, de ziceai tu că e alb negru. Life is a Miracle. A Wonderful Life, nu? Sau Wonderful Life? Da, ceva, nu mai știu. Da, nici ăla îmi place. Mie îmi place, de exemplu, să mă uit în decembrie, că super distrus și masochist și depresiv, să mă uit la chestii care sunt legate de Revoluție. Am văzut deja absolut tot ce există. Moarte. Moarte. Eu în decembrie mă uit la toate Harry Potter-urile. Uh-huh. De ce? De ce legătură are? Că, nu știu, mi se pare că sunt filme feel good așa de decembrie, de stat în pat și lenevit la toate Lord of the Rings-urile. Uh-huh. Atât. Că nu, au trecut deja albea toată luna decembrie. Da, la toate exact. 100 de ore. Păi da, că te uiți la super extended cut-uri care sunt 4 ore jumate la Lord of the Rings. Da. Tu ai ceva feel good binging? Nu neapărat de Crăciun. Nu. Nu. Am o pasiune pentru filmele care au un pic de element mai supranatural în ele, dar nu... Filme sau și seriale? Mă rog, seriale, serii, și filme, dar de obicei merg în direcția seriilor, seriale. Fără chestii neapărat cu supereroi, că nu prea mă pasionează subiectul, adică spre deloc. Nu știu, mai vechi așa, unul care tot timpul mi-a plăcut, Carnivale. Da. Dacă știe cineva. Carnivale, pe... care era producție HBO, dar da, exact. Nu cu circul. Exact, da. Filme de genul, am poate și eu oarecare pasiune pentru
imaginea și spațiul care-i Midwest-ul american sau cel puțin ruralul american sau așa, e foarte, mi se pare foarte interesant și faptul că pot să fie atât de multe contraste acolo în genul ăla de spațiu. Ce înseamnă că ți-a plăcut super mult The Ballad of Buster Scruggs? Da, super mult, mi-a plăcut. Da, a fost ok, da. Mi-a plăcut, da. Și îmi plac, în general, filme de genul. Mi-a plăcut și seria Fargo, pe care eu... Nu Fargo pot să... e minunat, da, și filmul e mișto. Da, nu pot să zic că mă uit foarte mult la Netflix, dar ocazional se mai întâmplă, mai cad în păcat. La Fargo cred că e pe HBO oricum. Da, e pe HBO. Sau pe HBO era, ok, nu mai știu. Sau pe Prime, deci cu Supernatural înseamnă că e la Supernatural? Nu. Nu genul ăla, nu știu, ăla. E greu de explicat. E foarte cringe. E genul ăla de, cum zice Bogdan, că s-a făcut, cum ai zis că e termenul? De camp? De mai, așa, da. Că au început primul sezon, se iau foarte tare în serios. Da. Și no, termină main story-ul și la, nu știu, acum la fucking sezonul 14, man. Deci au niște episoade care sunt atât de amuzante, numai că își bat joc ei de ei, în pula mea. Au un episod în care they break the fourth wall și ajung în lumea reală și se joacă ei pe ei și unul dintre ei în viața reală e căsătorit cu cea mega demon villain din film și cum se cacă pe ei de frică când o văd pe ea acasă și vine aia și-l pupă. E weird as hell la unele episoade. Îmi amintește un pic de... În care nu-i mai interesează nimic. Nu, e doar... Și nu, și la un moment dat a murit Dumnezeu și a apărut... Inventează tot felul de chestii, se bat cu îngeri... Exact cum a fost și în True Blood, că exact aceeași chestie a fost și în True Blood, în serial. Primul sezon a primit mega bad reviews și au zis, ok, ne băgăm pula. Și este unul shapeshifter acolo care se transformă în muscă, deci efectiv nu mai ține cont de niciun fel de proporție, îl doare în pula pe ăla. Muscă, iepure, cal. Ideea e dacă se vinde și funcționează și oamenii se uită. Da. Da. Bine, mie trecerea aia mi se pare foarte dubioasă, știi? Când aleg oamenii să se uită la ceva, la început e curiozitatea. După aia te uiți ironic, pentru că e prost ce vezi. Și rămâi acolo. Și după aia rămâi acolo. Dar ajungi în punctul ăla în care ți se pare chiar interesant la ce te uiți, știi? Ai descris 70% din relațiile din România. Posibil și din alte locuri, nu știu. Și din alte locuri, da. Dacă bei... Da. Păi nu știu, de exemplu, pe mine mă disperă serialele cu spitale care au drame încorporate și love story-uri și pula mea, că până la urmă este exact același serial, dar în alt spital, în pula mea. Și exact același plotline. Da, iar, da. Nu știu, Dr. House, tot ce vrea pula ta. Nu pot, efectiv, o iau razna. Cred că în cazul House, obsesia lumea... Dr. House a fost din cauza... Lui Hugh Laurie. Da, exact. Cauza... personajul, lumea s-a uitat pentru personaj, pentru glume, pentru... Da, exact. Cum a... Da, în rest... Asta nu mă uit la chestii cu spitale. Lui Lars von Trier cu Spitalul cu Fantome, care a fost weird as fuck. Habar n-am despre ce vorbești. Este un serial, dacă nu mă înșel, sau e un lungmetraj. E ceva cu un spital care e bântuit și se întâmplă tot felul de căcaturi. A lui Lars von Trier. Da. Un spital... Vom căuta. Vom căuta. Sursa? Sursa, da. Exact. Ca pe Twitch. Nu vă supărați. Unde ați auzit? Cred că era serial, pentru că m-am dus și l-am văzut la TIFF și a fost All-Nighter Marathon, de am stat 12 ore în sala aia de cinematografie și chiar unde acolo. Păi poate a fost ceva experimental de 12 ore. Tot e experimental la Lars von Trier, să nu mă căcăm pe noi. Da. Păi da. Da, da, da. Bun, dar tu ai continuat chestia cu documentarul, cu filmul documentar, sau... Ai vrea să faci un documentar despre noi? Da. No. Why would you waste your time? Mulțumim. Mulțumim. Dar nu, dar problema n-ar fi la mine, că mi-aș pierde eu timpul, cât la voi, că ar trebui să vă expuneți, să vă deschideți. A, că nu facem chestia asta. A, nu, dar mai mult. Chiar mai mult. Mai ales în podcastul ăsta, dacă se uite cineva la episoadele din trecut... În fiecare episod este o dezvăluire, o sinceritate, o intervenție de la cineva din exterior. Adevărat. Să facem un nou This is Spinal Tap, numai cu noi doi, să avem testimoniale și din alea și să ne fugărească Bogdan cu camera și să inventăm probleme și să ne certăm. Să fim The New Kardashians, să ne... cu mai puțin rasism. Să ne ia poliția, dar să ne ia pe bune. Și rasism, da. Da. Deci ai continuat în zona asta de documentare? Păi acum trebuie să-mi dau și disertația la masterul ăsta de care ziceam. Okay.
și e în lucru. De câți ani? Păi, na, am terminat chiar înainte să înceapă pandemia și respectiva pandemie au cam pus totul on hold și na, după aia m-am reapucat de lucru, că ce să și faci. Că da. La momentul respectiv luasem un pic de pauză să mă concentrez pe finalizarea studiilor și așa. Mă rog, și acum încet, încet vor reveni lucrurile. Încerc să lucrez din nou la proiectul care l-am pentru disertație, care în principiu este un film documentar despre... Merge mai degrabă spre zona de portret, are legătură cu un prieten de-a meu. Eu sunt din Reghin, cu un prieten meu din Reghin, care suferă de o boală progresivă, scapă acum numele, practic paralizează progresiv. Da. Exact. Nu știu că nu-i distrugie muscul. Da, exact, ceva de genul. Un personaj foarte interesant pentru mine, în principal, pentru că îi gândește foarte tânăr, deși e la o vârstă deja, cred că bate în 60, nu mai știu exact, și care, mă rog, omul autodidact, a început să facă fotografie și face fotografie destul de bine, dar de-a lungul timpului, atrofindu-se toate, sau mă rog, degenerându-se neuronal și așa mai departe, nu neuronal, muscular. Mă rog, muscular și așa mai departe, nu-și mai poate folosi decât două degete la fiecare mână, ceea ce e foarte puțin și practic de-a lungul timpului a trebuit să folosească camere din ce în ce mai mici pentru că erau foarte, foarte grele. Și acum e la punctul la care folosește niște camere foarte mici pentru momentele când mai poate să iasă afară ajutat și tot timpul eu... Na, nu-i e foarte ușor. Și, mă rog, mi se pare foarte interesant el ca și om. Da. Și asta e ceea ce mă interesează de fapt. Și pentru mine personal mă interesează pentru că are foarte mare legătură cu un alt lucru drag mie. Practic, eu am crescut într-o crâșmă în anii 90, ca să spun așa foarte pe scurt. Genul ăla de setup în care, știi, stai undeva la o casă și la parterul casei e o crâșmă a tatălui sau ceva de genul. Ok, virtul satului. Nu chiar al... Mă rog, al orașului. Da, da, da. Erau multe virturi în orașul ăla, pentru că pe vremea era industrie și... Na, știi cum e. Și era un timp și un spațiu foarte interesant pentru mine pe care nu l-am prins nicicum. Taică-meu, care în tinerețile lui făcea fotografie, din momentul în care m-am născut eu, pentru că probabil lucrurile erau atât de grele, ca și traiul de zi cu zi, nu mai făcut fotografie, nu s-a mai ocupat de chestia asta și practic este o gaură în amintirile astea ale mele, legat de memorie. Da. Și am niște lucruri pe care mi le amintesc și care mă fascinează legat de spațiul ăsta și legat de ideea de comunitate și de dinamicile care erau acolo și mai departe. Și asta mă interesează cumva... Și de fotografia într-un oraș mic sau... Și de fotografie, dar nu are legătură strict cu fotografia. Are legătură cu spațiu, cu dinamicile, cu oamenii, cu vibe-ul respectiv. Da, da. Și practic asta vreau să încerc ca și proiect de mai de lungă, de lung parcurs, să văd cum pot să escavez ceva, da, încât să încerc să reiau părțile din memoria mea. Și cumva omul ăsta e exact genul de personaj, nu, probabil a fost și pe la cârciuma aia, nu mi-l aduc aminte neapărat, dar exact genul de personaj dintre personajele pe care mi le amintesc, care erau pe acolo. Da. Și de asta mi se pare interesant, pentru că are acel vibe, are acel mod de a fi, are genul ăsta de lucruri. Și momentan lucrăm pe proiectul ăsta care e un pic nu se referă strict la ce mă interesează pe mine, dar mi se pare el fascinant și după aia o să văd unde o să meargă de aici. Momentan ăsta fiind proiect doar pentru disertație și după aia o să continui. Dar nu știi dacă în general, în continuare vrei să faci chestia asta? Adică vrei să te ocupi de film documentar sau vrei să încerci și altceva? Păi, depinde ce înseamnă să încerci altceva. Adică eu sunt deschis în sensul în care... De ce vrei tu? Nu... La un moment dat, nu știu dacă te gândeai la ceva anume, în sensul ăsta ziceam...
Da. Da. Nu, deci nu exclud, nu exclud să încerc și să lucrez și pe unele producții mai serioase în care chiar e un producător și așa, dar în principiu vreau să continui pe calea asta de filmograf independent, pe film de non-ficțiune în principal, dar nu doar. Practic, să încerc să experimentez lucrurile care mă interesează, să fac treaba asta cel puțin la nivel de pasiune, dacă nu dincolo de asta. Numai că e și chestia asta că faci, încerci să fii independent și dacă vrei să faci o producție mai serioasă, deja nu mai se pierde independența asta. Deci nu zic nu, dar nu urmăresc în mod special să mă duc să fac producții. Îți se pare dificil de făcut oricum treaba asta în România? Sau? Păi, eu mă gândesc pe barba ta. Da. Păi oricum, oricum pe barba mea. Da. Nu neapărat că dacă ai totuși un palmares mare, sau cât de cât bine, poți. Și ajungi să te încadrezi la fondurile pe care le oferă statul român. Da, da. Finanțare. Sau pur și simplu ești bun pe partea de regie și nu... Da. Da, mă rog. Au primit bani de la statul român de rupt. Și există, nu știu, de exemplu, și acum cu Netflix există o grămadă de bani care se pot da pentru producții care să fie produse de Netflix. Și mi se pare că e mult mai ușor ca niciodată, mai ales acum când Netflix-ul, eu am început să dea foarte multe gherle și ca să-și recapete nivelul de încredere, o pompează bani în absolut orice. Da, ok, dar că... tot ai vândut tot și a lor. Da, deci asta e conștient exact. Că tu poți să faci orice, dar e a lor. Da. Da, banul. De asta eu n-aș scrie chestiile mele să le fac și să le vând la Netflix. Le-aș face pentru mine. Dacă există proiecte care să fie de interes, da, vreau să vin oricum, să merg într-o zonă mai degrabă de independent. Da, oricum, asta e ideea. Okay. Zona de independent e principalul punct de interes pentru mine. Restul poate să fie liber, ca și liber profesionist, Once in a Blue Moon, nu da. Știu, ceva de genul. Nu neapărat doar Once in a Blue Moon, dar da. Da. Sunt foarte curios acum de proiectul ăla de documentar. E o chestie la care m-aș uita, chiar dacă aș boci grav. Nu ar trebui să bocești, adică depinde, nu știu. Mă gândesc oricum și la situația în sine, pentru că am avut și un vecin, dar mă gândesc că boala a apărut la o vârstă mai înaintată, că de obicei e destul de agresivă. Din nou, sper că nu greșim numele bolii, dar e o chestie genetică. Deci el a avut-o de când s-a născut. Și s-a declanșat. Doar că până pe la vârsta de, nu știu, să zicem 20 ceva de ani, okay, era mai mult sau mai puțin, sau poate, na, în jur de vârsta de 20 de ani, era mai mult sau mai puțin complet okay, ok, doar că progresiv a început să pierdă tot mai mult și tot mai mult din problema că de acolo începe, dar nici măcar, că începe să apară și atrofierea organelor și acolo e, practic aia devine partea fatală în cazul ăla de boală. Mă da. Rog să nu... Nu știu, iertați-mă, încă vreau să văd documentarul când da. o să-l scot, chiar sunt curios. Apropo da. De documentar, și așa am văzut două chestii pe Netflix care... Mi-au dat cu virgulă de cât de mișto erau. Chiar mi-au plăcut foarte mult. Unul este făcut de Robert Downey Jr. despre okay. taică-său, se numește Senior. Taică-său era un regizor de film, dar tot așa foarte necunoscut. Și acum la bătrânețe, cumva fiul s-a vrut să facă și el un film și e foarte mișto. Dar tot așa are un input destul de trist, pentru că omul are o vârstă și Parkinson și cum ajungem toți în situația aia. Și da. Celălalt iar foarte mișto e ăla făcut de Jonah Hill. Nu știu. Scapă numele acum. E despre psihiatrul lui. Ok. Psihiatru sau psiholog? Psihiatru, terapeutul, psihologul. Niște chestii mic. Nu știu, ce am văzut. Da, foarte mișto. Recent pe Netflix și mi-a plăcut a fost istoria Japoniei, făcută ca un fel de documentar semi-film. Uh-huh. Ar trebui să vezi istoria Japoniei în varianta lui Bill Watts. Ok. Pe YouTube. Dar e foarte mișto. Ok. E un
artist foarte, foarte, foarte alternativ, foarte experimental, care evident că nu se ia în serios și care face niște chestii foarte interesante. Din ce știu, au primit și premii pentru, mă rog, diverse premii, nu mai știu exact, pentru activitatea lui și are exact pe istoria Japoniei un montaj foarte interesant. E mai degrabă în direcția de artă video decât altceva. Da, e foarte interesant. Recomand. Este o perioadă din asta foarte, foarte mișto de documentare și de kind of step up un pic. Și Netflix-ul și HBO-ul și Disney Plus-ul. Uite că am văzut, tot așa apropo de documentare, am văzut, inițial mi-am pus Disney Plus-ul ca să văd Get Back, care e un documentar de 6 ore făcut de Peter Jackson, cu video footage Beatles. Ok. Eu mi-am din pus 69. Disney Plus pentru Marvel. Păi na, fiecare cu cel doare la vârsta asta de 40 de ani. N-am 40, da. Niște desene animate. Da, nici departe. Niște supereroi. M-a pupat în cor. Și voi sunteți bătrâni. Toți spre 40. Da, era foarte mișto și ala. Apropo de ce ziceai mai devreme cu Robert Downey Jr. Da. Da. E foarte comun, sau comun, începe tot mai mult, sau mă rog, deja se întâmplă chestia asta de ceva timp, ca unii filmografi mai mult sau mai puțin cunoscuți, sau mă rog, din mainstream sau doar din piața de film de non-ficțiune, de film documentar, și mă refer aici de artă, care merge prin circuitul festivalului și așa mai departe, să facă exact chestia asta, să excaveze, să scoată, să încerce să vadă cum tratează subiecte legate de memoria lor, să chestii foarte personale, relația cu familia și așa mai departe. Astea și deja de mulți ani buni genul ăsta de subiecte sunt foarte, foarte des tratate în filme, mai ales în genul ăsta de filme care merg pe la festivaluri de film documentar, de film de non-ficțiune. Cred că doar apare ca o noutate acum pe platforme gen Netflix și pe da, alte normal, platforme. Și sunt alte producții și arată super bine, toate sunt negru. Se vorbește tehnica. Da. Chiar dacă și cadrele alea de te-o topit din toate felurile. Da, și, okay, înțeleg. Din păcate. Bine, din tu ai vrea să zici că nu ăsta ar fi documentarul ăla. Nu, vreau să zic că treaba asta s-a întâmplat deja de mult timp, doar știu, că acum începe să apară mainstream, deci pentru oricine găsește genul ăsta de filme fascinante, ar trebui să sape mai adânc pentru că să găsească unele filme care sunt, poate nu la fel de finisate ca astea de la Netflix, dar mult mai bune în modul cum tratează lucrurile. Unul dintre motive e că la Netflix se lucrează cu echipe mari în pe fiecare departament care și din nou, faptul că are buget și buget mare înseamnă că își permite să obțină imagini de arhivă din tot felul de surse. Absolut. Și să scoată cel mai bun lucru ca să poată să fie cât mai vandabil. În cazul de multe ori a filmografilor independenți care fac genul ăsta de filme, lucrează cu arhivă personal sau cu alte lucruri. Dar are de multe ori o valoare mult mai bună decât... Sunt fer convins, în același timp nici nu prea ai cum. Uite, de exemplu, ăsta cu Beatles, filmările erau făcute de ei, dar după aia cumpărate sau cumva au ajuns la Apple și de la Apple au ajuns la Disney, which is... Și acum ei au drepturile pe chestia aia ca să își permită să îl plătească pe Peter Jackson ca să se ocupe el de... Nu cred că suferă Disney la lipsă de bani, la ce francizii au în spate. Nu. Bine, asta e deja super funny. Și în Simpsons este un episod în care, nu mai știu care din personaje, zice că hai să mai zicem chestia asta cât mai putem Până nu ne ia Disney, știi? Which is fucking true, pentru că asta din experiența lor aia fac, they take it and fuck it up. Care este
Dacă aveți un film care este guilty pleasure, la care puteți să vă uitați oricând. Guilty pleasure în sensul de adevărat. Ice cold. Ce? Ice cold. Ice cold. Este un film cumva din grupul ăla de filme cu adolescenți americani, de dai din categoria B din ăla? Nu. Nu, este chiar, adică nu cred că era, nu e din categoria B, probabil nu a fost super, super popular la vremea lui, okay. Mai ales că e nișat pe ceva foarte specific, adică are legătură foarte mare cu snowboarding-ul, adică acțiunea, okay, se petrece într-o stațiune de ski și așa, cu o gașcă de genul ăsta de adolescenți, okay, snowboarderi. Printre altele, unul dintre primele filme, dacă nu greșesc, ale lui... sper să nu o să pronunț bine, dar oricum, ale lui Zach Galifianakis. E făcut de el? Greci ăștia, Dumnezeule. E făcut de el? Nu-i făcut nu de el. Nu cred. No. Okay. No. E unul dintre primele filme în care joacă. Da, exact. Da. Și e genul ăsta de film, nu-i cu frăție americană, dar e cu frăție în sensul care e o gașcă de snowboarder și așa. Chiar nu știu. Dar e genul ăla de... E genul ăla de comedie teenager americană de sfârșit de secol, început de secol. Okay. Știi că e chiar atunci... Numai cu snowboard. Da, un fel de American... Exact. Cu sex, așa, mai light sau... Că-i frig. Da, nu, dar este o scenă foarte interesantă cu sex, cu un urs. Cu un urs. Cu un urs. Da. Și cu Zach. Și cu Zach. Și da. Nu-i Zach ursul, dar... Na. Va trebui să mă uit. Mai, da. Da. Da, l-ai cucerit pe bacea cu asta. Cum ați zis, DiCaprio... You had my curiosity, now you have my attention. Și nu e un film extraordinar fiind în categoria asta, dar pentru ce e destul de bun, aș zice. E foarte... Guilty pleasure. Intră la guilty pleasure? Că eu guilty pleasure nu, înțeleg nu ceva e atât de intelectual. Mainstream și prost? Sau... Nu știu. Sau neapărat. Nici nu e o chestiune că exact... Când zice și cu muzica aia, că te uiți la modul ironic. Nu există cu aia așa ceva. Nu știu, cum e la mine, orice scoate Will Ferrell pe partea de comedie. Deci pot să mă uit în dragi. Și la cele mai proaste filmele lui. Da. La Casa de mi padre mi se pare atât de bun filmul ăla. Este absolut oribil, dar știu ce zici. Deci cu el care joacă un mexican și nu vorbește engleză și are o scenă cu leopardul ăla de peluci cu care se bate. Deci eu așa ceva n-am văzut în viața mea, man. Păi da, vorbim de un actor care s-a dus la audiție la SNL cu... Și simula că e o pisică, 40 de minute. Pisică, da. Inclusiv stafful care îl filma au plecat, de-i tu că break și e din break character 40 de minute. Nu, nu. Na. Joacă pe asta, cum se zice. Sau tot ce scot ăștia, sau ce scoteau într-o vreme ăștia la Broken Lizard, cu Super Troopers, cu Club Dread, cu Beer Fest, cu... Dar iar alea nu mi se par că intră la... Eu la guilty pleasure înțeleg, nu știu... Balanța la Titanic. Tine. Pe care e a ta? care e guilty pleasure-ul tău? Eu zice Titanic. Să mor tu! Chiar a zice Titanic. Nu mai pot să le iau serios pe ăsta. Să ai o constanță cu care te uiți la filmul ăla. Adică te uiți destul de... Nu, atunci nu. Nu mă mai uit. Dar am avut o perioadă în care mă uitam la Titanic. De ce? Nu știu. Mi se părea atâta de... prost, cumva. Cum a zis un stand-up comedian, zice, are 3 ore jumate, tot știm ce se întâmplă, dați drumul la apă în pula mea. Fără spoilere, da? Exact. Și mă disperă chestia asta la seriale cu bazate sau filme bazate pe cum a fost și la Chernobyl. Bă, fără spoilere. Te moare toată lumea. Ce vrei? Și la Vikings, când toată lumea era șocată că a murit Ragnar. Și am spus una pe o carte cu aia în pula da, mea. Da. Te uiți la The Crown. Ce, moare regina? pentru unii mumă, pentru alții ciumă, dacă îmi permiteți. M-am uitat, apropo, am început să mă uit la The Crown, când am văzut, și m-am uitat de la început și primele 2 sezoane, sau primul sezon, chiar e super mișto, actorii sunt foarte faini și după aia tot merg mai departe cu povestea și evident că îmbătrânesc
Și au schimbat pur și simplu actorii. Da, dar nici măcar nu o găsi niște actori care se apropie de aia, care îi jucau pe aia tineri, știi? Adică i-au schimbat așa, total. Ok. Și n-are niciun sens. Și și joacă foarte diferit. O luat-o și pe aia de plăcerea lui Tim Burton. Știi cum e... Pe Helena Bonham Carter? Da. Depinde foarte mult și de ce s-a întâmplat acolo la nivel de producție, în sensul de puterea, da, de dinamicile pur capitaliste, nu? Adică dacă film, dacă da, mă, da, a fost o problemă cu actorii legală sau nu, că i-a schimbat pe toți. Păi da, da, pentru că a fost un legal issue. Da, sigur, ceva nu a fost. Nu a fost un legal issue. Nu știu, dar de pur, simplu, pur și simplu cred că nu a fost Regina Elizabeta in her 20s și după aia a trecut ca la Isus, la... de la 12 la 33 de ani. Ce a făcut Isus în cealaltă perioadă? Deci... Ok, deci era o trecere... Walking around. Era o trecere în timp și în film. Da, normal. Ah, ok, normal. Atunci anul. Și după aia, la sezonul 2, așa, sau 3, nu mai știu, dracu, îi evident regina mai bătrână. Probabil, nu știu, 40, 50, pe acolo. Și know. Efectiv putea să îmbătrânească actorii, adică they have the technology, make-up, la la la. Eu asta zic. Am înțeles. Înțeleg. Când e vorba de regina care are 80 de ani, da, probabil vrei să iei. Dar totuși, nu e un actor care seamănă cu actorul care da, oricum da, nu seamănă cu regina? Da. Deci la tine Titanic. Nu, no, a zice Legendele Toamnei. What? Cu Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claudiu Toderici, știu că... Te uiți. Ne uităm împreună. Știm că asculți. Că e la ușă. Deci... Când e Brad Pitt pe cal și îi turbat... Eu n-am văzut filmul ăla. Că e omorât nevasta... Coaie, ce face ăla? Eu n-am văzut acel și film. Și plânge, știi cum plânge? Și își taie părul? Bă... Trebuie să-l văd, vezi că poate ieși din cadru. Plânge aici, plânge aici. Deci, deci nu... În nu. Ce film ați fi vrut să jucați dacă ați avea posibilitatea? O, lejer. În care, ați, care s-a făcut deja, da? Ah, da, da, în Mirciulică. Ai jucat acolo? Da, da, în locul Mircea Bravo. Ah. Nu, mă, nu. N-am văzut filmul, dar plâng de nu. Ziceți voi primii, că nu-i greu. Eu am așa multe îs. Deci nu știu, să trebuie să mă decid între Terminator 1 și... Să fiți răspunsul la care nu mă așteptam niciodată. Adică eu știu cât de prost sunt, dar tu că ești așa prost. Man, deci... Dar bine, eu mă pun și în anii ăia. Aș vrea să joc în împreună cu John C. Reilly în cum îi zice, The Dewey Cox Walk Hard, The Dewey Cox Story. Ok. John C. Reilly e ăla, cred, care apare în filmele cu Will Ferrell, celălalt sidekick-ul lui, și are un film în care e ca un fel de musical și cum el trece prin toate perioadele rock-ului. E o parodie. Da, este o parodie la filmele biografice muzicale. Da. Bine, și el cântă tot și se întâlnește cu Beatles și... N-are niciun sens, da. E fain filmul, da. Da. Mișto. Și ai vrea să joci ce juca el? Orice, numai să fiu lângă el. E așa de weird și cu fățuca aia John C. Reilly, mi se pare absolut adorabil. Premisa filmului e că are traume, că și-o tăia fratele cu maceta în două. Și stai că s-ai supărat pe el și oricând trece pe lângă el și ea nu-i convine, zice wrong kid died. Și ai trauma lui care îl motivează să meargă înainte. Da. E o prăjeală constantă și o iubesc. Acolo aș vrea să fiu. Acolo să și ajungi. Zi, Bogdan, tu, trebuie să zici tu. M-am tot gândit în timpul ăsta că e o foarte, foarte dură întrebare, așa, nu știu... Dură. Doamne, dar nu e proces. Dură în sensul în care chiar nu mă puteam gândi la ceva. Să minți, adică mă așteptam la Sokol, nu, că Sokol, da. Pardon. Da. Să că da, nu, el joacă și are
Da, el probabil se gândește unde vrea să joace. Eu o să așa, gen, nu mă văd neapărat. Sau, mă rog. Deci figurant numărul 2. Da, da. Nu, între timp m-am gândit și cred că merg pe X-Files. Ok. Dar răspunsul meu a fost nașpa. X-Files, filmul. Nu, da. Nu filmul, seria. Seria. Că da, filmele... Da. Da. Că, că știam acum... că e voie cu seriale, ziceam clar Familia Bundy. Locul cățelului. The Voice. Hmm. Da, nu mai știu pe ce, pe Amazon sau pe Disney Plus. Ce? Sunt toate seriile de la Merit X-Files. Cil... Ah. Și am încercat să mă uit într-o seară la un episod și nu pot. Nu, soribile, soribile. Păi, depinde. Bine, nu alea în care apar tu. Și X-Files are gen trei tipuri de episoade. Sunt episoadele care au legătură cu main story, cu așa. Sunt episoade care au legătură cu nu mai știu, încă ceva. Mm-hmm. Cred că mitologie, gen episoade în care în fiecare episod din grupul efectiv ăla. Efectiv Supernatural, dar tratează câte un monstru mitologic. Așa. Ceva de genul. Și mai este încă, cred că, un grup de experimentale sau ceva pe acolo, care tot n-are legătură cu main story. Poți, de exemplu, să cauți lista și să te uiți numai la alea care sunt main story și atunci probabil o să fie mai ușor de digerat. Deci efectiv Bleach. Pentru fanii mei anime acolo. Da, nu. Care are 500-200 de mii de episoade și din care dacă scoți toate filerele, e după masă. Da. Deci dacă vrei, poți să faci chestia aia și o fi cumva. Okay. Tu, Paul, ai? Sau ai zis? Nu mai știu. Am zis să termină tot, dar nu ți-a plăcut răspunsul. Dacă vrei, poți să zic altceva. Nu, ai zis familia. Hank Moody in Californication. E un serial pe care nu l-am văzut, dar... Ah, nu mai putem fi prieteni. Asta mă gândeam când ai zis prima oară Legends of the Fall. Pe această notă veste. Pe această notă știai numele în engleză, iată. Păi tu ai zis. Noi am zis Legendele Toamnei. Da, iată. Cât de greu e să traduci? Păi la cum sunt traduse la noi filmele. Chiar te așteptai să fie același lucru? Nu. Mulțumim că v-ați uitat la noi, mulțumim prietenilor de la Sound Creation că ne suportă în continuare. Mulțumim patreonilor că ne dați bonus. Nu vă mai ziceți de like, share, subscribe că... Păi nu faceți nimic. E greu? Share. Da. Să vadă și măta. La ce râs, pe ascuns în baie. Nu știu, sunt prost. În altă ordine de... Și acum vremea. Mulțumim că v-ați uitat. Mulțumim, uitați Bogdan, like, share, subscribe. Mulțumim, Bogdan, că ai ales să vii de pe stradă direct în sufletele oamenilor. Mă pleacă că trebuie să plătim curentul. Da, da. Mă bucur că am fost aici. Bine. Pa.